v-am găsit, dragi telespectatori. Ne aflăm în Grădina Botanică. Mulțumim frumos conducerii Grădinii Botanice din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Galați. Mulțumim frumos și restaurantului Panoramic. Dragi telespectatori, în această ediție au răspuns invitației noastre interpreți de pe ambele maluri ale Prutului. În prima parte a interviului este alături de mine Dănuț Onoiu. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Am venit cu mare, mare drag să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii care vă urmăresc frumoasa emisiune. După câțiva anișori, Dănuț? După vreo 4, cam așa. Și, dragi telespectatori, cu mare drag a revenit la noi doamna Tina Militaru. Bună ziua, bine v-am regăsit și îți mulțumesc frumos, Maria, că am reușit să ajung din nou și să răspund invitației tale și să ajung la tine, cred că tot după vreo 4 anișori. Îți spun cu toată sinceritatea ție și celor care ne urmăresc, mi-a fost dor de emisiunea ta, mi-a fost dor de echipa ta deosebită. Colegii și mei, Laurențiu și Marius, îi salut, da, care ne fac mai frumoși decât suntem, și de ședința ta foto, pentru că știam ce mă așteaptă aici, și de fiecare dată am spus că răspund prezent, deși te-am mânat de câteva ori din anumite așa cauze, ca să spun așa, fiecare le avem pe ale noastre, dar sunt fericită că sunt alături de voi și de acest copil minunat, care pot spune că este de vârsta copilului meu. Doamna Tina Militaru, aveți 30 și cât de ani de cântec? Păi, dacă pun și înainte de 89, am trecut de 35, așa zic eu, dar mulțumesc lui Dumnezeu, am revenit în forță după 90, ca să spun așa, deși studiile le-am făcut înainte de 89. Am avut și am o carieră încă frumoasă, zic eu. Și... Dar cum au fost acești ani, doamna Tina? Grei, ușori, frumoși? O, Dumnezeule, ca să spun pentru cei care ne urmăresc, acest drum este și cu bune și cu rele, și cu lucruri frumoase, și cu lucruri mai puțin frumoase. Cum zic eu, trebuie să rup trandafirii dintre spini, dacă știi și dacă vrei. Au fost momente în care, dacă n-ar fi fost soțul meu alături, i-aș fi renunțat. Dar parcă sufletul îmi spunea, nu, mergi mai departe, că e bine. Și acum este alături de dumneavoastră și mulțumim mult că v-a ajutat să ajungeți până aici. Sigur că da. Și împreună cu o familie deosebită, prietenii noștri cei mai buni de la București, sunt undeva pe aici prin Galați, s-au dus să viziteze orașul. El chiar nu mai fusese de foarte mulți ani, Petre, pentru că eu m-am întors special pentru emisiunea ta. Am fost plecată și eu câteva zile. Am evadat un pic, să spunem, ca să zic. Că v-ați întrerupt concediul. Nu spun așa, pentru că am venit cu mare drag, nu, am venit cu mare drag și acolo m-am simțit 4 zile minunat și aici m-am simțit la fel de bine ca de fiecare dată. Doamna Tina, ați colaborat și cred că încă mai colaborați cu Radio Televiziunea. Cu cine ați, cu care dintre ele ați început prima dată și când? După 90, prima emisiune la televiziunea română, televiziunea mamă, am avut-o cu doamna Florentina Sadmari, care îi mulțumesc în fiecare emisiune și de fiecare dată. Datorită dumneai am cunoscut și frații Goiană, Marceș și Lucian Goiană, alături de care am realizat primele piese în televiziunea română, în studioul televiziunii române, avându-l maestru de sunet pe domnul Jol Chereștei. Iar la câțiva ani mai târziu am și imprimat sub bagheta lui Marcel Goiană și Lucian Goiană în studioul domnului Chereștei de la București primul album. Și cu radioul? Cu radioul am făcut primele imprimări în 90 și când era doamna Angela Marinescu la Radio România, era doamna Eugenia Florea, Ileana Vieru de la radio, care m-a sprijinit foarte tare, acum cu domnul Ioan Toader, colegul meu drag, știi, fratele meu din cânte, cum îi spun eu, și Radio Antena Satelor, nu am timp să enumăr pe toți cei de la Radio Antena Satelor și aș vrea să revin și la Televiziunea Română, pentru că acolo am înregistrat și am filmat și în emisiunile doamnei Niculina Merceanu, ale lui Gheorghe Palcu,
Petrică Rusu, doamna Maria Tănase Marin, doamna Elize Stan. Deci pot să spun că am colaborat aproape cu toți redactorii și realizatorii din televiziunea română. Ați trecut și dumneavoastră prin acele comisii la radio cu cântecele? Da. Da, da, păi aici la tine acum am și filmat ultimile piese imprimate în 2014, într-adevăr trecute prin comisie sub bagheta, sub bagheta mare lui maestru Adrian Grigoraș și orchestrei radio, oameni deosebiți pe care iubesc și dumnealor ne iubesc pe noi toți soliștii și ne sprijină și uite-l în drum și pe acest tânăr dacă nu are, așa, să sune și să vină la comisie pentru că are o voce frumoasă. Mulțumesc. Și acolo este loc pentru toată lumea. Nici nu mai știu cum să mai mulțumesc, Maria. Chiar uite, după atâția ani tot mai am emoții, ca să spun așa, la un interviu. Dănuț, știu că un moment important din cariera ta este atunci când ai participat la festivalul de la Constanța, ai luat și Marele Premiu în 2008. În 2008, într-adevăr, la festivalul Dan Moisescu din localitatea Topalu, județul Constanța, am câștigat Marele Premiu. Veneam de la o altă preselecție, de la un alt festival din Ialomița, unde, din păcate, am picat preselecția în acea zi și un bun prieten de-al meu mi-a zis: dacă toți suntem aici, te duc la Constanța, că este acolo festival, îți încerci norocul și acolo. Ce credeți? Am trecut de preselecție, am intrat și în concurs și am câștigat Marele Premiu. Și toate acestea în decurs de 24 de ore. Adică am picat o preselecție, am avut parte și de rău și apoi mare bucurie. Toate festivalurile la care am participat mi-au adus mare bucurie. Acolo m-am format, am învățat să... cum trebuie să mă comport la întâlnirea cu publicul, cum trebuie să apar în fața lui. De fiecare dată, cum se zice, dăm un examen când ne prezentăm în fața publicului și trebuie să ținem cont de multe aspecte. Prezența scenică, atitudine, clar, interpretare și fiecare cuvânt care căruia îi dăm drumul din gură poate fi prietenul sau dușmanul nostru. Tu cântecul popular îl faci paralel? Lucrezi? Într-adevăr, de 4 ani de zile am început să fac paralel cântecul popular și serviciul meu de bază. Sunt angajatul primăriei din comuna Mănăstirea Humorului la punctul de informare turistică, consilier debutant cu atribuții de agent turism. Și cu ocazia asta chiar vă invit la noi în Bucovina, poate de sărbătorile de iarnă, să filmăm într-un cadru frumos pentru toți telespectatorii. Cu mare drag! Astăzi ne prezinți primul tău material și ce poți să ne spui despre acest material? Într-adevăr, este primul meu material discografic intitulat Humorule Apă Dulce. Este un material la care am muncit, pot să spun, de când am început să cânt. Am pus în el suflet, timp și multă dăruire pentru publicul nostru drag. Conține 14 piese semnate text și linie melodică de doamna Maria Macovei, iar orchestrațiile maestrul Trifan Leanca de la Suceava. Îți doresc mult succes! Mulțumesc frumos! Să dea Dumnezeu să-mi aducă! Doamna Tina, aveți de salutat pe cineva? O salut și eu pe Maria, este un om deosebit, așa. Toți brăilenii mei, Maria, toți gălățienii. Pentru că dumneavoastră sunteți din Brăila. Pentru că eu sunt brăileancă, exact, nu pot să nu mi salut, așa. Vorbesc și mă mândresc cu faptul că sunt brăileancă. Și îi îndemn să urmărească postul tău, să ne urmărească piesele, să le asculte cu atenție. Eu am cântece, zic eu, fiecare cântec are un mesaj. Și noi totdeauna ne dorim soliștii ca de la sufletul nostru să ajungă către sufletul celor care ne urmăresc piesele. Să ne vedem cu bine de fiecare dată și să dea Dumnezeu să fim mai buni și să fim sănătoși.
gelăutar se adună la zile mari. Vinul de cut n-are tare, turnați vinul în pahare, zi mai lăutare. Aduceți ulcioarele și umpleți paharele pentru sănătate, lume și la anul să ne adune. Bună seara, frațuror, veselia-i până în zor. Bună seara, mamă, tată, verișoară și cumnată și vecina mea surată. De bune-i să nu uităm, lângă noi cât îi avem, un am toți suntem. Aduceți ulcioarele și umpleți paharele pentru sănătate, lume și la anul să ne adune. Pentru oameni buni cinstim câte un paharel cu vin, pentru cei ce sunt departe, pentru tine, soră, frate, și pentru cele uitate. Un vin bun moldovenesc pentru neamul ce-l iubesc atât cât trăiesc. Aduceți ulcioarele și umpleți paharele pentru sănătate, lume și la anul să ne adune. Aduceți ulcioarele și umpleți paharele pentru sănătate, lume și la anul să ne adune. Tai de 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 da, cât să-ți dau ca să-mi cânt sunat, ai de de da. Ca prin Bucovina noastră, tai de 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 da, să-i îngăsesc și eu nevastă, tai de de da. Sunt ca cum la după mine, e tai de 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 da, care știa juca bine, e tai de de da. Iar din o fi prea de pace, e tai de 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 da, să se ducă să-mi depașe, e tai de de da. Și să-i văd mă învârt într-un pișor, găsesc altare pe jordi, mă-ntorc și îndărăt eu prin mândrii fa prăpăt. Când mă învârt într-un pișor, găsesc altare pe jordi, mă-ntorc și îndărăt eu prin mândrii fa prăpăt. Că-ți distrulit pe atin sac, mă! Pe cât ieșiși la un bărbat! Hai la joc, leliță, floare, tai de 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 da, chiar de dogorea la mare, tai de 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 da. Până-ți-ți cămeși și boandă, tai de 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 da, și ți-ai altele din ladă, tai de 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 da. Că ai zastrii tu făcute, tai de 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 da, să-i îmbraci satul tău din nuntă, tai de 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 da. Să gătești de sărbătoare, tai de 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 da, că ai să supăr înșetare, tai de 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 da. Și să-i mă! Șapcele-s cec să gioci, doamne să nu ce gioci, plini gică mișe poale, piste ele o brabdițoale. Șapcele-s cec să gioci, doamne să nu ce gioci, plini gică mișe poale, piste ele o brabdițoale. Nu ca fata așa Ricardi, că doar o ladă pe jumătate, mă! Mărcășoarele roate, tai de 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 da, ca așa peaștele prin balte, tai de 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 da. Eu la joc ca și la fiate, tai de 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 da, nu mă ascund după verete, tai de 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 da. Chipești sunt mândru de mine, tai de 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 da, dacă nu eu atunci și e, tai de 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 da. Strânge în brațe tăci și prin măi, tai de 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 da, dacă nu acum când măi, tai de 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 da. Și zi, măi!
Zis scriptarii tot așa, că bănuți măros ai dat cât, deși bătuți nu am, i-am băut pites la vrat. Zis scriptarii tot așa, că bănuți măros ai dat cât, deși bătuți nu am, i-am băut pites la vrat. Unde-a fost groasa, tată? Și inima flăcărată? Și-am fost mare pui din eli, ești dar și bocilii mele. Ha, ha, și-așa, măi! Oh,
spunea mândruța mea că trăiesc, nu te uita mai. Mândruța mea cea dragă, nu te uita viața întreagă.
ce mama mea, de stăm toate la fereastră, așteaptă venirea noastră. Bunule de rândunea, vezi ce face mama mea, de stăm toate la fereastră, așteaptă venirea noastră. De-i vedea pe mama mea, măi,
frate. Aroma de cireș, eu te-am cu le-e-e și te-am
Visează-mă cu gândul bun, la tine să revin oricum. Suflet drag, visează-mă cu gând nebun, să nu te mai iubesc n-am cum. Și cine oare mă privește? Cine în ochii mei găsește un suflet drag? Și cine oare știe bine tot ce mai bun și rău în mine? O suflet drag, iubire cu aroma de cireș, eu te-am cules și te-am ales. Iubire cu aroma de cireș, când mă visez, tu nu dai greș. Iubire cu aroma de cireș, eu te-am cules și te-am ales. Locul
roșel puiuț de floare, cum se dau gicinioare. Unii să mai scotoșesc, măi, sămânța să-ți-o găsesc, măi. Să-ți-o să mânge cu sare, să-ci ugi ploi de vară, o mie se crești, se faci pui să ci înmulțești. Și se lași în pragul meu, patră un buiuț de-al tău, oh, oh. Buia-l viața mea-i pitreșe, că trăiesc să nu mai pleci. Să mai fiu tânără
pe degrămioare. M-a cuprins dorul cel mare de mamă, de braț, de țară, de tată și surioară, măi mă.
să fac să scap de dor? Poate să mă fac un nor. Ia dorul de pe pământ, eu de dor să nu mai cânt, eu de dor să nu mai plâng, că de dor mă fac pământ. Lună, lună, de ce oare tu n-ai dor, iar omul are? Tu n-ai dor, iar omul are dor. Lună, lună, surioară, iar te întreba câtă oară ce-i cu dorul ăsta. Dorul meu vine
ne-ai pus pe jar inima, ne-ai pus pe jar inima. Inima, de ce-mi vii de
cântă sufletul din mine, cântă dragostea, ce o port doar pentru tine, tu iubita mea. Pentru tine viața toată voi cânta. Cântă inima, cântă sufletul din mine, cântă dragostea, că te-am întâlnit pe tine în viața mea. Și din cântec s-a născut iubirea mea. Singur dor, două păsări în același zbor. Ești durerea mea, bucuria mea. Cântecul ce viața toată-l vom cânta. Ești durerea mea, bucuria mea. Cântecul ce viața toată-l vom cânta. Cântă inima, ziua trece, ziua vine, tu rămâi așa. Când mi-e greu și când mi-e bine, cântă dragostea. Și în casa noastră cântă numai ea. Cântă inima, clipe dragi abia ne așteaptă, cântă dragostea. Ani frumoși ne bat la poartă, tot cântând așa. Dorurile toate le vom legăna. Oh, oh, oh. Două inimi într-un singur dor, două păsări în același zbor. Ești durerea mea, bucuria mea. Cântecul ce viața toată-l vom cânta. Ești durerea mea, bucuria mea. Cântecul ce viața toată-l vom cânta. Zbor. Ești durerea mea, bucuria mea. Cântecul ce viața toată-l vom cânta. Ești durerea mea, bucuria mea. Cântecul ce viața toată-l vom cânta. Dragostea-n doi se duce, ia uzi ba de ea, cu trai bun și curat.
zăvoi. Când sunt nopțile senine și luna e noi, ascult în creier cum cântă și glas de izvor. Arde-n piept minune scântă ce nu-i-ți ușor.
Doamne, din dragostea ta ai făcut toată lumea și pământul și iarba. Ce s-a întâmplat cu ea? Lume bună, lume rea, Doamne, fă ceva cu ea, măi. Doamne, din dragostea ta ai făcut toată lumea și pământul și iarba. Ce s-a întâmplat cu ea? Lumea bună, lumea rea, Doamne, fă ceva cu ea, măi. Lumea e bună, lumea e rea, pământul ne ține așa cum e ziua și noaptea. Numai fapta omului rămâne pe seama lui, că așa-i voia Domnului, măi. Lumea-i bună, lumea-i rea, pământul ne ține așa cum e ziua și noaptea. Numai fapta omului rămâne pe seama lui, că așa-i voia Domnului, măi. Mereu muncești, cât trăiești agonisești și toate le risipești. Când din viața asta pleci, omule, cu ce te alegi? Ce-ai făcut aia cu legi, băi? Omule, mereu muncești, cât trăiești agonisești și toate le risipești. Ține așa cum e ziua și noaptea. Numai fapta omului rămâne pe seama lui, că așa-i voia Domnului, măi. Lumea-i bună, lumea-i rea, pământul ne ține așa cum e ziua și noaptea. Numai fapta omului rămâne pe seama lui, că așa-i voia Domnului, măi. Cine om de omenie se cunoaște dintr-o mie și nu judecă pe nimeni? Cine-n viață dușmănește, ăla rău păcătuiește, la nimeni nu-i trebuiește. Cine om de omenie se cunoaște dintr-o mie și nu judecă pe nimeni? Cine-n viață dușmănește, ăla rău păcătuiește, la nimeni nu-i trebuiește. Pământul ne ține așa cum e ziua și noaptea. Numai fapta omului rămâne pe seama lui, că așa-i voia Domnului, măi. Omule, să prețuiești vorba veche din povești, bine faci, bine găsești. Rău să nu faci nimănui, fă bine dușmanului, că așa-i voia Domnului, măi. Cine îți va spune noapte bună iar? Cine o să-ți mai aducă flori în dar? Cine o să-mi spună dulce, ai greșit, ești pedepsit cu-n pupic? Cine o să se nece în ochii tăi adânc? Cine îți va șterge lacrima când plângi?
cine o să mă giugiulească până-n zori de atâtea ori, mii de ori. E o oră de când ai plecat, dar deja mi s-a părut un veac. Timpul trece, noapte rece. Draga mea, pe unde rătăcești? Cine-ți spune acolo dulci povești? Cine o să-ți spună noapte bună? E o oră de când ai plecat, dar deja mi s-a părut un veac. Timpul trece, noapte rece. Draga mea, acolo unde ești, dar cine-ți spune dulci povești? Zi să-ți spună noapte bună. Cine îți va spune noapte bună iar? Cine să-ți sărute zâmbetul ștrângat? Cine o să-mi spună tainic șoapte dulci cum știi doar tu? Să le îndrugi. Cine o să-ți miroase părul mătăsos? Cine o să-ți asculte glasul tău frumos? Cine o să mă ispitească până-n zori de atâtea ori? Mii de ori. Dar deja mi s-a părut un veac. Timpul trece, noapte rece. Draga mea, pe unde rătăcești? Cine-ți spune acolo dulci povești? Cine o să-ți spună noapte bună? E o oră de când ai plecat, dar deja mi s-a părut un veac. Timpul trece, noapte rece. Draga mea, acolo unde ești, dar cine-ți spune dulci povești? Zi să-ți spună noapte bună. Zi să-ți spună noapte bună. Zi să-ți spună. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această emisiune și vă mai aștept cu mare drag și altă dată. Aș vrea câte un cuvânt în încheiere telespectatorilor. Doamna Tina! În primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră, salut cu drag toți telespectatorii, toți prietenii de pe Facebook, în mod special pe Măriuca Niculeț, fetița mea adoptată, care se ocupă de imaginea mea pe Facebook, și să ne vedem cu drag de fiecare dată. Dănuț! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație, salut cu drag telespectatorii emisiunii dumneavoastră, să aveți parte doar de bine în casele dumneavoastră, căldură în inim și vă aștept să vizitați Bucovina. Domnul Costi? Vă salut și eu cu mare drag, salut toți telespectatorii emisiunii dumneavoastră, ne bucurăm să fim din nou în acest loc pitoresc alături de voi. Am venit și de această dată cu cele mai frumoase melodii care sunt sigur că vor ajunge acolo la inimile telespectatorilor. Invitația mea a fost făcută la cererea multor telespectatori. Le mulțumim din toată inima. Doamna Corina. Mulțumim doamnei Maria Sfat pentru invitație, mulțumim tuturor dumneavoastră, celor de acasă, cei care ascultați muzică frumoasă aici la RTV Galați, și vă așteptăm și la Chișinău, cu mare drag și cu mare plăcere. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc numai bine. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă invit să rămâneți alături de emisiunile postului nostru de televiziune. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție. Până atunci, vă doresc numai bine. La revedere!